știu cum să spun stop, fie că e vorba de lucruri mărunte, precum un slide într-o prezentare, fie că e vorba de lucruri mari, precum estimarea unui proiect. Consider că există un moment în care trebuie să mă opresc și să spun e suficient de bine așa. Altfel, risc să pun o presiune nenecesară pe mine și mai mult decât atât să pierd perspectiva de ansamblu. Am învățat că cele mai bune soluții vin după un moment de pauză, iar cele mai bune decizii se iau după ce ne distanțăm puțin de emoțiile noastre. Mai mult decât atât, atunci când ne încărcăm cu lucruri pozitive care ne fac plăcere și ne aduc împlinire în viața personală, putem să ne întoarcem cu o energie și o creativitate extraordinară în viața profesională. Adriana e de acum 10 ani, i-aș spune să aibă încredere în forțele proprii, să fie curajoasă, să aibă grijă de timpul ei liber, pentru că e extrem de prețios și să nu ia lucrurile atât de în serios.